Ok, deci a venit tableta de la iMac, cea de 99 de lei. Și o să-i facem un mic unboxing. S745 Tab, Invita Tab. Ok. Se află tableta pe care o vom vedea mai târziu. Și destul de multe accesorii, între care o pungă goană, ciudat. Un adaptor de la micro USB la USB, un cablu de date de la micro USB la USB, încărcătorul și căștile care au ieșit din punga lor. Manualul de utilizare. Certificat de garanție de la Sirius. Și o reclamă cu Sinau. Ok. Hai să le vedem tableta, propriu zisă. Ok, deci aceasta este tableta. Pare destul de ok, aici este slotul pentru memory card, slotul micro USB, mofa de încărcare și butonul on-off, speakerul și un buton de reset. Altceva? Bună, hai să vedem dacă se aprinde. Ecranul este slab calitativ. Unghiurile de vizualizare sunt destul de slabe. Durează puțin până butează. Gata, a butat. Display-ul nu are nici de cum sticlă pe el, are un plastic. Un aspect ieftin în general. Pe partea frontală are doar o cameră. Nimic altceva. Butonul de dat mai tare și mai încet. Hai să intrăm în setări. Să vedem ce Android are. Are Android-ul 4.2.2, firmware version e 1.2 underline la ta. Ok. Are Wi-Fi. Găsește destul de bine rețelele.
Adică ce văd toate device-urile din casă, vede și această tabletă. Are și accelerometru. Total space 1,15 GB, dar disponibilul este doar de 0,99 GB. Fără, by default, fără nicio aplicație instalată. Cam atât despre această tabletă. Eu zic că își merită banii. Eu o să o folosesc pe post de ceas sau media player.